Șoferița a intrat cu viteză pe contrasens, încercând să evite niște gropi de pe șosea și a lovit în plin un taxi care circula regulamentar. Șoferul mașinii a fost scos de niște localnici, care mai apoi au sunat la 112. Mare l-a fost mirarea martorilor, dar și polițiștilor veniți la fața locului să descopere că șoferița era în stare avansată de ebrietate. Femeii s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei și apoi a fost dusă la poliție. Șoferița de-abia se ținea pe picioare și mirosea puternic a băutură. Cu toate acestea, a glumit cu reporterii și i-a luat peste picior. Dar ce ați pățit? Cum ați făcut accident? Ce ați pățit? Dar înțeles că ați băut ceva? E adevărat că ați băut? Suntem cu 90 la mie? Vă este rău? Nu mi-e rău. Ia mai toan un păhărei, să ne mai trezințe, să ciocnesc cu fiecare. Erau aceia cu bolele. Și ați dus ocoliți, nu? Da. Dar am înțeles că aveți un pic de alcoolemie, un pic mai mult. Nimic, mă doare în școală. N-ați băut nimic? Ajută-mă puțin. Vrei să mă ajut cu ceva? Doamne ajută. Și poate vorbesc. Femeia susținea că de-abia se ținea pe picioare pentru că ar fi suferit un traumatism la un șold. Taximetristul pe care l-a rănit a ajuns la spital în stare destul de gravă și doar norocul a făcut ca acesta să nu aibă clienți la ora producerii accidentului. Eram la mine în cameră și am auzit o bubuitură destul de puternică. În nici 10 secunde am fost afară și am văzut accidentul pe care îl vedeți și dumneavoastră. Și șoferul din partea dreaptă de la Logan Galben era rănit. Conștient, am deschis portiera, căzut pe partea dreaptă și împreună cu prietenul meu Bogdan și Taruchi am acordat primul ajutor. Avea piciorul fracturat, mâna fracturată, ceva leziuni la cap. Despre celălalt șofer pot să vă spun că este o doamnă, cu vârsta aproximativă de 60-65 de ani. Era conștientă, s-a dat jos din mașină și a venit până la 95 la mie. 95 la mie? Ați văzut când a fost testată? Sau? Da, 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 am văzut. Eram când i-a acordat primul ajutor la băiatul din Logan Galben. A venit poliția și a luat și alcoolemia și atunci s-a testat toate. Și cât a avut? Se auzea ceva de 0,92, ceva de genul. Cum s-a întâmplat accidentul? Mergea din spigară spre vânt și a intrat deodată în mine. Aveați client? Nu, am dus un client la gară și mă întorceam la orizont. Da, avea viteză. Cred că da, că nu am avut nicio reacție, a intrat deodată în mine. Că dacă făcea cumva să văd că se bălbuie pe stradă, trăgea nu cumva dreapta. Păi feream, dar n-am avut, a intrat deodată. Avea alcoolemie de 0,92. Ce spuneți de asta? Așa am avut, nu știu. Destul de mult pentru vârsta de mine, aproape 60 de ani. Păi da, cred că e suficient. În viorul în 90, la sânge, cine știe cât o viu. La testul cu aparatul de tirotest a rezultat o valoare de 0,92 litri alcool pur în aer expirat pentru conducătoarea auto, motiv pentru care a fost condus la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge. În cauză, polițiștii au documentat un dosar de cercetare penală. Inspector principal de poliție, Ion Țepuranu, IPJ Suceava. Șoferița a rămas fără permis de conducere și acum este cercetată penal.